În sfârșit, centrarea lui Sălăgeanu, Varela îi sărbătorește ziua de naștere! Umiliți după înfrângerea suferită în fața jucătorilor vasluieni, cei de la CSMS Iași au recunoscut valoarea echipei de pe municipal. Rezultatul este puțin cam dur, însă victoria este meritată a Vasluiului. Eu spun că au fost două reprize diferite, au fost două momente cheie. Aici mă refer în prima repriză la situațiile pe care le-am avut, cele două al lui Țigănașu. Însă în a doua repriză trebuie să recunoaștem că am cedat teren. Echipa din Vaslui a fost peste noi. V-am spus, au meritat victoria. Tehnicianul Vasluiului a demonstrat că nu este teamă săriște în adoptarea unor scheme noi de joc. Abordarea diferită a meciului în repriza a doua a fost decisivă pentru victorie. A fost un joc cu două reprize diametral opuse, unul în care n-am reușit să ne creăm situații de gol, în care n-am reușit să fim periculoși. A trebuit să schimb din mers sistemul de joc, să jucăm 4-3-3, sistem pe care nu l-am folosit. Ne-a ieșit bine, intrarea lui Antal a fost benefică, a dat un plus de viteză. Cu victoria obținută în fața ieșenilor, galben-verzii se mențin pe poziția a patra în clasamentul ligii întâi cu 31 de puncte.